Biroul Electoral Central nu a avizat organizarea referendumului din Apuseni în secțiile de votare constituite pentru alegerile din 9 decembrie. Referendumul va avea loc în 148 de secții de votare, altele decât cele pentru alegerile parlamentare, dar amenajate în aceeași clădire. Prefectul Flaviu Cozuc și primarii celor 35 de unități administrative unde se va organiza referendumul pentru repornirea mineritului în Apuseni s-au întrunit joi în incinta Palatului Administrativ Alba pentru a găsi o soluție rezonabilă. Biroul Electoral Central ne-a dat un aviz negativ privind organizarea referendumului în acelea secții de votare cu alegerile parlamentare. Și problema cea mai spinoasă era asigurării securității acestora, pentru că domnul Crișan și domnul Cornel Herța de la conducerea celor doi instituții, Poliția Județeană și Inspectoratul Județean de Jandarmerie, au spus că nu mai au de unde să asigure încă 300 de persoane pentru 148 de secții de votare. Iar ieri am convocat toți primarii și secretarii de municipiu, cele 35 de unități administrative teritoriale, la nivelul cărora se organizează referendumul, pentru a găsi o soluție, și am și găsit-o, respectiv secțiile de votare, chiar dacă vor fi diferite, vor fi în aceleași clădiri, astfel încât, din punct de vedere al asigurării securității, să nu fie probleme. O parte din aceste unități au zis că nu pot să asigure o altă sală, dar am găsit soluția de a fi împărțite sălile în două, pentru alegeri parlamentare și pentru organizarea referendumului. La referendum vor participa aproape 73.000 de cetățeni cu drept de vot.